Faptul că s-a amânat cu încă un an Olimpiada, cred că la mulți le-au dat planurile peste cap. Mie încă nu, deocamdată nu, dar vă dați seama că un an de muncă pentru cei mai în vârstă, să zic așa, a fost mai dificil. Pentru mine vârsta nu este un impediment, ba din contră, îmi arată cât sunt de matură la masa de joc. Sportul te învață să fii om, să fii mult mai matur, să cunoști altă lume. Domnul Filimon, vă dați seama, de la 5 ani da, cu el, zi de zi, în sală, este omul care m-a făcut ceea ce sunt eu acum. M-a format și ca om, și ca sportiv. Antrenamentul contează foarte mult. Ca și talent, eu am talent, da. Dar cu talentul poți să joci un meci, două, un turneu, două, trei, dar nu 20 de ani. La Beijing, practic, eram un copil. Cred că eram mezina lotului. Zic, păi joc, ce-o fi, o fi. Mai am timp. Țin minte că la Londra am ajuns cel mai departe la simplu, la individual. Jucasem cu locul 7 mondial și am câștigat. Și, practic, acolo a început, să zic așa, ascensiunea mea. A urmat Rio, unde, din păcate, norocul n-a fost de partea mea. Cu mine eram favorită, dar am jucat cu locul unul mondial, unul olimpic, Ning, din China, cea mai titrată jucătoare din lume. A fost un meci scurt, 4-0, și atunci am fost puțin supărată, pentru că eram în formă și știam oarecum că Rio și Tokyo ar mai fi șansele mele. Deși sunt de 8 ori campioană europeană, cred eu că cea mai dragă medalie mie, cred că este în proba de echipă. Când îți cântă imnul, ești pentru România. La individual ești doar tu cu tine. La Tokyo am mai jucat. Eu fac parte și din Liga Japoneză, T-League, și sunt la ei în echipă de 3 ani. E o atmosferă plăcută. Oamenii sunt politicoși. Mereu am jucat bine în Japonia. Deci eu sper să joc bine și la Tokyo. După Beijing, Londra și Rio, 3 ediții, da? M-am bucurat atât de mult pentru că ne-am calificat cu echipa. Altceva e când joci numai la simplu. Cu echipa României sunt șanse mult mai mari. Pot să aspir la medalie. Trebuie să avem o zi bună la Tokyo. Să prindem și un tablou favorabil, dar și o zi bună. Aș vrea să joc cu Coreea de Sud, le-am mai învins și am înțeles că Coreea de Nord nu va participa. Cu Germania nu mi-e teamă pentru că cu Haning din Germania este și cu mine în echipă în Polonia de 4 ani. Și am mai jucat cu ea și adică nu mi-e teamă de Germania. Aș vrea să jucăm în finală. Pentru că la noi, dacă chiar dacă ajungi în semifinală, da, și nu câștigi, trebuie să mai joci încă un meci de medalie. În primul rând, aș vrea ca să ne susțineți, să fiți alături de noi și fiți siguri că vom da totul ca să câștigăm pentru voi, pentru România.
Thank you.